Wayne și camera web. Așa, Simon Prince, pământul în pericol. 30 de secunde, start! Scumpa noastră planetă se scufundă încet, încet într-un val de deșeuri și... Mulțumesc, următorul. Am uitat. Oh, Cramp, uimește-mă. Globul fragil este ținut în mijlocul unui ocean de lacrimi animaliere. Pământul în pericol, pământul în pericol! Foc, foc, am luat foc! Ce? Nu sunt premii? Încă o cascadorie ca asta, Wayne, și vei fi exmatriculat! Plecați acasă! De ce a câștigat el? Am câștigat pentru că îmi pasă. Tu ai pierdut pentru că ești ignorant. Vai de mine, arată de parcă ai fi fost jefuit, fiule. Da, tată, ai dreptate. De un hoț ce fură numai bomboane. Știu că ești acolo, Wayne, și știu că mi-ai luat lucrurile. Nu știu nimic, sunt ignorant, ai uitat? Caut sfaturi pe internet, Tony. Comportamentul lui Wayne e tot mai rău pe măsură ce creștem. Îți poți imagina un Wayne adolescent? Am renunțat să mai sper că părinții pot să-l schimbe. Habar n-au ce să facă. Wayne vrea să-i provoace pe toți la un concurs de curaj. Veniți și voi? Mai caută! E mai rău decât credeam! Simt miros de pericol în zonă! E de la obiectele de cascadorie! Nu se poate să fie asta totul! Sunt jalnice și mici! Ce e asta? Un șiret de pantof? Îți arăt pentru ce e ăla! Te-ai ales un moto, fiule? Mănânc durere pe pâine! Ți-am spus eu că sunt prea mici astea. Nu sunt mici. Tu ești gras. O să mi le fac chiar eu. Deci, n-ai reușit nimic pe internet? Mă așteptam la compasiune, chiar sfaturi. Dar n-am primit decât abuzuri. Majoritatea au crezut că eu sunt problema, iar Wayne e grozavul. Doar dacă îl vede, lumea va crede că Wayne e oribil. Cum e imaginea? Păi, e foarte bună. Veniți repede! Ați auzit mașina cu înghețată! Începe acțiunea! Scuze, asta nu e pentru mâncat. E pentru deghizare. Ai grijă ce faci! Mănânc durere pe pâine! Sunt atât de periculos încât am luat foc! Așa mai
merge! Vreți să vedeți jonglerii? Vă place spectacolul? Bine! Costă $5! Hei, ce faci? Pleacă de acolo! Hei, fetiță! Ai nevoie de bilet! Norocul tău e că accept plata în prăjituri! Nu! Nu o să-ți placă! E organică! Bietul de el era un copil bun și atât de tânăr. M-ai făcut să mănânc mizerii! Ai! Am fost supărat. Uite, Tony, el e fiara. O să mănânce rușine pe pâine. Va rămâne anonim pentru siguranța mea personală. Prietene, se aud niște lanțuri. Wayne a încercat să scape, dar se pare că s-au pierdut cheile. Unde mi-s cheile? Ce cauți la calculatorul ăla? Rămâi la ore suplimentare să mă faci de râs? Nici o grijă, deja te-ai făcut de râs. Introduceți parola. Parola? Fetiță stupidă. F-E-T-I-Ț-E. Alertă, alertă, parola incorrectă. Alertă, alertă, parola incorrectă. Alertă, alertă. Ha, nici o pagubă. Bine, hai să vedem site-ul. Fiara e mișto? Fiara mă înveselește? Mișto site, e cel mai tare din parcare. Uneori urăsc pe toată lumea. Poate că muzica dură și editarea pe bucăți n-a fost o idee bună. Unora le plac chestiile astea. Ce fel de indivizi bolnavi s-ar uita la așa ceva? Ce e așa amuzant? Ți-ai pus proteză nouă în gură? Nu! E un puști ce face cascadorii! Seamănă cu tine, dar arată mult mai bine! Salut! Eu sunt Fiara! Vrei un autograf pe moacă? Pot să-ți explic. Era un proiect pentru acasă și am mers cam departe. Nu te mai scuza! Site-ul meu e mai popular decât alea de desene. Mereu am vrut să fiu celebru și acum sunt. O mică problemă totuși. Nu mi-ai cerut voie. Scuze, doamnă. Nici o grijă, eu mănânc durere pe pâine. Gata, Tony. Fiara trebuie să piară. Cum o să ne ajute alimentele astea dietetice? Simplu! Înlocuim alimentele cu zahăr ale lui Wayne cu astea dietetice și... Hei, vine! Primul semn al lipsei de zahăr la Wayne e faptul că vorbește ca un copil. Copiii de pe lună trăiesc în copaci de pe lună și mănâncă brânză celestă. Și eu am fost copil pe lună pentru că îmi place brânza celestă. Care-i al doilea semn? Are nevoie de aer curat, tată. O chestie de copil. E perfect! O tufă cu ghimbi merită un final înțepător. Hai să o facem cât mai interesantă pentru toți fanii lui. Și acum o fiară fără viață în direct pe internet. Mami, vreau brânză celestă. Copil pe lună! Copil pe lună! Vreau brânză
Hei! Mi-am amintit! Sunt celebru! Mănânc durere pe pâine! Sunt eu, uite! Nu e frumos și nici amuzant să râzi de vedete recent decedate. Dar trăiesc! Sunt celebru! Și acum e momentul să-ți iei rămas bun de la fiară, Tony. Asta e ultima pagină. Ce ciudat! Nu se șterge. În amintirea țelui ți-a fost fiara? Un site comemorativ? Cine-i oare ciudatul ce poate face așa ceva? Ei, iată raportul fiecăruia dintre voi, cu mențiunile respective. Regret, Wendy, dar cadourile pentru un raport bun n-au atins standardele. Wendy nu și-a făcut nicio temă în acest an. Întârzie, e rea, necioplită și malițioasă. Cred că proteinele pentru dezvoltarea corpului sunt aici, la raionul de bărbați. N-ai nevoie de ele, nu trebuie să-ți faci griji pentru înălțime. Ție-ți vine ușor să spui. A fost cel mai bun eseu din lume. Am scris despre cât de deșteaptă și frumoasă sunt și despre cât de norocoasă și mândră trebuie să fii tu de mine. Bla, bla, bla. Uite-te pe unde mergi cu coană. A fost vina ta, micuțule. Ne-ai stat în cale și ești prea mic ca să te văd. Nu vorbi așa cu mine, bine? Și ce crezi că o să facă un pici din mlaștină ca tine? Foarte multe! Iga, ara, aba, roă, pun blestemul mlaștinii pe amândouă. Noi nu credem în magia mlaștinii. Atunci de ce fugiți? S-au speriat, chiar au crezut aiurelile astea. Nu sunt aiureli, prietene. Magia mlaștinii e foarte puternică. Ce este, scumpa mea? Mlaștina! E blestemul! Care blestem? Ascultă aici, Parson, nu se poate ca fiul tău să umble brambura și să pună blesteme pe oameni. Vreau să repar totul gratuit. Nu prea cred, domnule Winkle. Sună-mă când vei fi dispus să-ți scoți niște bani. Haide, Tony. Nu știu, Tony, putea să fi fost o banală coincidență. Oamenii nu cred până când nu li se întâmplă silor. Gura, piciule! Nu au cele mai amuzante accidente cu mașina de tuns iarba. Bine, Wayne, tu ai vrut-o. Uba, ara, iba, ein, dispar! Pun blestemul blastinii pe Wayne! Vino, prietene, mergem la not. E un pitic periculos. A ieșit dintr-un ou și de asta a rămas atât de mic. Ar trebui să plecăm de aici imediat. Oh, iartă-mă, te rog, nu mă transforma în ceapă. În sfârșit se vede puțin respect. Și pentru că era invidios pe frumusețea mea, a pus un blestem pentru 100 umoani, de care nu mai pot scăpa decât dacă sunt sărutată de un prinț chipeș. Ceea ce nu e o problemă. Hei, copile! Ce faceți? Copile!
Da, adică nu. Dar tu de unde știi? Teacher la Parson a pus un blestem pe toaletele noastre și acum curge mâzgă din aia din ele. Vreau să am și eu puțin spațiu aici. E puștiul lui Parson, fugiți de aici! Asta mai merge. Ești sigur că e bine, Tony? Oamenii se vor înfuria tare când or să afle că n-ai niciun fel de puteri. Pitic stupid, eu nu cred în niciun blestem. Mi se face foame de la atâta putere și respect. Două felii de tot de morcov cu multă glazură. Să fie din partea casei? Sigur, sigur, nu vreau nicio problemă. De aici trăiesc eu. Două felii de tort de morcov imediat. Ai venit unde trebuia, Wayne. Și eu am fost victima unui blestem. Serios? Sigur, toți mă blestemau. Din fericire am dat peste ceva care să elimine energia negativă. Ce? Ce? Jeg. Un udu al jegului. Dacă te acoperi cu mizerie, e ca și cum te-ai acoperi cu un strat gros de noroc. Wow! Vino. Mă duc după ulei de motor. Mișto! Chestia cu jegul chiar că aduce noroc. Care să fie, domnule? Acela, cel care e înalt de tot. Directorul? Nimeni n-a mai ales așa ceva de mult. Păi, unii sunt meniți să fie conduși, alții să conducă. Păi, mă tem că va trebui să săpăm sub fundația casei. Ce? Nu există altă cale de a o repara? Păi, ați putea chema firma din Mlaștină. Au un puști simpatic care desfundă totul din interior. Mă înțelegeți? Da, știu. Wayne, ce e cu tine? Miroșa putred. Geu Jegosul m-a învățat care-i puterea jegului. Serios? Atunci eu am să te învăț puterea produselor industriale de curățat. Înapoi, mamă! Nu mă atinge! E o magie puternică! Eu zic să mergem la un alt frizer ca să te repare. Sau să îți iei o pălărie. Văd că nu mă iei în serios, amice. Simt totdeauna fața sa. Nu, dar blestemul Mlaștinii cam scapă de sub control. Serios? Poate vrei să pun un blestem și pe tine. Blesteme cât vrei. Bine, asta să fie. Tony, avem o urgență la Winkle. Hei, ți-ai pieptănat părul azi? Tată, nu mă mai ocup de instalații. Cum să nu? Hei, dăm drumul! Îți blestem toate uneltele, tată! Blestem! Sper că ți-ai pus costumul, Tony. Asta era cauza problemei. E blestemul. Ăsta nu e blestem. E un carnet de note. Cred că cineva l-a aruncat la toaletă. Toată inundația asta e din vina fiicei tale. Fiul n-are nicio legătură cu ea. Vrei cumva să citești asta? Ia-l din fața mea! Bine, plătește și am dispărut. Hei, puștule, unde ți-e prietenul? Ăla micu, îmi e dator. Am pus în tunsoarea lui 4 cutii de gel. Nu l-am văzut. A migrat.
Când se întoarce, spune-i să mă caute, altfel dă de necaz. Hei, drăguț copil! Uneori ai și avantaje când ești mic. Spune-i prietenului tău, Piciul, că nu mă mai tem de blestemele lui. Am descoperit și eu o magie. Tu puți! Exact! Blestemele nu mă mai ating, nimeni nu poate. Înapoi! Nu, mamă! Nu mă spăla! E jec norocos! Nu! Vezi? Am puteri! A fost blestemul meu! Am! Acum să te văd cum scap din asta, blestematule! Au dublat în limba română actorii Florian Silaghi, Pavel Sârghi, Rin Tripa, Anca Sigmirean, Florin Stan, Marlena Grigoreanu, Ion Ruscuț, Daniel Bulcu, Rodica Suplăcan, Richard Balin. Regia Ion Ruscuț și Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.